După cum este cunoscut, dintre toate posturile de durată din cursul anului bisericesc, de departe cel mai important este postul cel mare sau postul părăsimilor, iar acesta este numit și mare și pentru faptul că modalitatea de postire este puțin diferită față de modalitățile de postire din celelalte posturi cu ținere de peste an, dar mai ales și pentru faptul că el prefațează, introduce și pregătește pe credincioșii noștri pentru slăvitul plasnic al Învierii Mântuitorului Hristos. Pe care, de consecință, având în vedere efortul duhovnicesc și modalitatea de pregătire pe care credincioșii o au și sunt chemați să o aibă în perspectiva praznicului Paștilor, evident că efortul duhovnicesc este sporit și ei, credincioșii, sunt invitați să se atașeze acestui efort, tocmai pentru că modalitatea de pregătire și pregătirea în sine face mai proprie și mult mai bine simțită sărbătoarea Învierii Mântuitorului Hristos. Pe care, de consecință, trebuie să spunem că, având în vedere pravilele bisericești, care sunt destul de dificil de observat astăzi de către majoritatea credincioșilor noștri, se spune că primele două zile, spre exemplu, din postul mare sunt zile de ajunare desăvârșită de se va putea, iar celelalte zile de peste săptămână, de luni până vineri, postul este aspru, mâncându-se o singură dată pe zi, seara, și atunci și apă și mâncare uscată. Sâmbăta și duminica sunt observate de asemenea ca zile de postire aspră, însă, în funcție de zilele din acest post, sâmbetele și duminicile din acest post, se îngăduie și legume fierte, unt de lemn și, de asemenea, este dezlegare și la vin. Altfel, lucrurile se derulează în perioada săptămânii patimilor sau a pătimirilor, numită de asemenea și săptămâna mare, care se diferențiază din punct de vedere al trăirilor noastre duhovnicești de perioada cealaltă a postului. De altfel, ea este și socotită ca fiind o încununare a postului, pentru că dimensiunea duhovnicească pe de-o parte, dar și semnificațiile teologice, spirituale, mistice, a zice, și practica liturgică a bisericii din această perioadă, fac această săptămână mare a pătimirilor să fie cu totul și cu totul aparte. Din această rațiune, în această perioadă, ziua de vineri, spre exemplu, este o zi liturgică, tocmai pentru că este o zi de ajunare desăvârșită ca o modalitate de pregătire și de participare până la urmă la ceea ce înseamnă patimile Mântuitorului Hristos și suferințele și răstignirea de pe cruce. De asemenea, particular trebuie să precizăm, tot așa ca o îndulcire a înjumătățirii acestei săptămâni, ziua de joi este o zi de dezlegare la unt de lemn și vin, tocmai pentru că în această zi biserica rânduiește să fie pregătită împărtășania de peste an și într-un fel sau altul îmbinăm tristețea postului cu bucuria învierii ce se regăsește în Euharistia, ce ne însoțește, iată, pe tot parcursul unui an bisericesc. Așa încât sunt rațiuni cât se poate de consistente care ne conduc către ideea și către justificarea până la urmă a faptului că postul cel mare este un post al posturilor și într-un fel sau altul reprezintă fără doar și poate modalitatea cea mai proprie și cea mai angajantă pentru fiecare credincios în parte de a se pregăti duhovnicește pentru slăvitul praznic al Învierii Mântuitorului Hristos. În egală măsură, având în vedere faptul că postul acesta este un post mai aspru, cum am spus, totuși, biserica vine în întâmpinarea nevoințelor pe care le fac credincioșii și, după cum este cunoscut, în această perioadă a postului mare există și două dezlegări. Prima dintre ele este legată de praznicul Bunei Vestiri, când de asemenea cunoaștem că este dezlegare la pește, unde lemn și vin, și este un praznic asupra căruia credincioșii se apleacă cu mare evlavie, tocmai pentru că, în contextul acesta al efortului duhovnicesc, mijlocitarea noastră trebuie să fie Maica Domnului și atunci praznicul acesta vine ca o mângâiere pentru cei care se ostenesc pentru cele sfinte și pentru bucuria învierii. Și, în egală măsură, de asemenea, praznicul intrării în Ierusalim sau al Floriilor este, de asemenea, un praznic luminat, în sensul că biserica face mângâiere credincioșilor, de asemenea cu dezlegare la unt de lemn, pește, unt de lemn și vin, într-un fel sau altul fiind un praznic ce introduce săptămâna patimilor, a pătimirilor, introduce această perioadă care, de asemenea, cum spuneam, este o perioadă cu totul aparte și înainte de a începe acest urcuș, credincioșii au nevoie de o anume întărire, tocmai pentru ca efortul duhovnicesc pe care îl fac în săptămâna patimilor să fie mai ușor de făcut și, de asemenea,
dincolo de bucuria aceasta pe care o simt cu prilejul praznicului florilor, să se angajeze în mod cât se poate de propriu și cât se poate de aplicat pe ceea ce înseamnă problematica săptămânii patimilor, tocmai pentru că săptămâna patimilor, împreună cu postul cel mare, ne pregătește în mod autentic și cât se poate de potrivit pentru sărbătoarea Învierii Mântuitorului Hristos. Postul păresimilor, de fapt, păresim vine din latinescul quadragesima, care înseamnă 40 de zile. Așa încât postul propriu-zis, cel mare, al Paștilor, durează 40 de zile și el se încheie cumva în sâmbăta lui Lazar, sâmbăta dinaintea florilor. Asta nu înseamnă că săptămâna cea mare nu face parte din post. Ea este o continuare a acestui post, este chiar o desăvârșire a lui, având în vedere că încărcătura teologică, doctrinară și liturgică a bisericii se regăsește în mod cât se poate de potrivit în această săptămână mare și într-un fel sau altul completează postul, îl desăvârșește, dar ne pregătește cât se poate de adecvat pentru marele praznic al Învierii Mântuitorului Hristos.